acum, prezența. Domnul, domnul Iure, vă rog, dumneavoastră... Nu m-ați făcut scriitor, îmi pare foarte bine. Acum nu, dar și eu sunt la un scriitor. Cum v-ați spus că vă numiți? Și eu am scris niște cărți. Și de asta eu n-am. O să mor prost, n-am citit un asemenea autor ca dumneavoastră. Nici nu știu exact cum vă numiți. Acum, ca să nu vorbim apă în piu, dacă îmi permiteți, am în mână câteva hârtii depuse de o asociație de profesioniști care se numește Asociația Juriștilor Creștini Democrați. În 2009 au depus două proiecte de lege. Unul se cheamă cu privire la statutul, cu privire la organizarea și funcționarea poliției și altul cu privire la statutul poliției. Propuneri concrete pentru reformarea Ministerului Afacerilor Interne. Cu privire la situația critică din Ministerul Afacerilor Interne. Oameni care au lucrat în poliție, această asociație este condusă de domnul Radu Bușilă. Niciuna dintre aceste scrisori nu a primit un răspuns calificat, decât un răspuns formal de la domnul Victor Bodiu, datat cu 4 februarie 2010, după 4 demersuri. Un răspuns formal. Întrebarea este de ce nici guvernul, nici comisia de profil, nici domnul prim-ministru nu au dat curs acestor inițiative concrete, inspirate exclusiv din practica și legislația Uniunii Europene. Cine v-a împiedicat să dați expresie juridică voinței dumneavoastră nestrămutate de a reforma Ministerul de Interne? Dincolo de bla 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 pe care am văzut-o până acum. Nu știu, domnul Roșca... Arătați solid, aveți un costum chic, dar unde este concretețea reformelor, frate? Nu bla bla bla.